Aveți o întrebare care sună, cum sună? Întrebarea cu de mantra, cum se spune mantra în română? Care sunt motivele, de ce este important să știi mantra în Da. Ok. Da, da. Lama spune ca răspuns este bine să spunem mantra și în limba română pentru ca să putem să ne conectăm la sensul ei mai bine. Dar nu asta, dar nu în loc de a spune, deci se poate spune în limba română, dar nu asta nu înseamnă că nu vă mai spune în limba tibetană. Deci o spunem în limba română ca să ne putem, asta e răspunsul, să ne putem conecta la sensul. La sensul. Ok. Care sunt avantajele? Imediat. Majoritatea mantrelor se spun în limba sanscrită. Tibetanii, puteți să scrieți, tibetanii n-au tradus mantrele din limba sanscrită. Mantra lui Jetsunkap a fost direct scrisă în limba tibetană. Deci, mantra lui Jetsunkapa are originea în limba tibetană. Ea a fost scrisă de către ființe iluminate din înțelegerea a ceea ce face mantra, rostirea mantrei, asupra canalelor noastre energetice. Rostirea mantrei are o influență asupra canalelor noastre energetice. De aceea tibetanii nu au tradus mantrele din limba sanscrită în limba tibetană. Deci, cam asta ar fi... Care, cum a fost întrebarea? Care sunt avantajele memoriei în limba tibetană și care sunt avantajele memoriei în limba română? Deci, avantajele, să zicem în mare, avantajele sunt... gândiți-vă că cuvintele sunt energie. Avantajele sunt, de fapt, fac bine canalelor noastre, influențează canalele noastre energetice. Da, da, da. Este bine să... Deci, uitați-vă că tibetanii... Imediat. Uitați-vă că tibetanii nu... vă iau din pauză, mă scuzați. Nu vă iau din pauză. Nu vreau să vă iau. Un sfert de oră aveți pauză după ce terminăm. Dar este important că... probabil că mi-a scăpat acest lucru. Deci este important să o spunem în limba tibetană sau în limba sanscrită. Majoritatea sunt în sanscrită. Este... Ea este în limba tibetană, deci toate aceste ființe iluminate care au dat aceste mantre, pentru că ele au dat aceste mantre, influențează și lucrează asupra corpului nostru energetic. Da. Iona? Da, nu înseamnă așa cum are de beneficii. Îmi amintesc când ne-a zis de mandala, că
că ar fi bine să învățăm în tibetană, pentru că acumulez mai multe beneficii din rostii, pentru că m-am gândit în asociere și cu mantra. Că da, da, ea este o binecuvântare. Aduc binecuvântări. Da, nu putem să vedem, da, sunt doar cuvinte, aduc binecuvântări. O să vedeți că, într-adevăr, astea sunt, asta este influența și avantajele de a spune mantra. Acum, între paranteze. De exemplu, mi-a spus cineva, cine mi-a spus? Cineva dintre voi. Și așa este. Am fost nervoasă și am vrut să-mi schimb. Cine mi-a spus? Tu? Tu. Tu mi-ai spus, Livia. Și foarte bine ai făcut. Când sunteți nervoși sau, eu știu, sunteți într-o situație neplăcută sau nu vreți să vă canalizați gândurile, să nu măcinați gândurile, să le amplificați, da? În altă parte, spuneți mantra. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha sau mic mețeue, spuneți mantra. Uitați-vă la Mari Lama, tot timpul, da? Kumala, tot timpul, ca să să ne focuseze mintea și să nu, pentru că avem tot timpul de a face cu stimulii exteriori. Și mintea se duce, da? Unde mintea, ei îi place să fugă la acest stimul exterior. Și atunci ei încearcă într-un fel, prin a rosti mantrele, să devieze într-un fel. Da? Ok, am răspuns la întrebare? Da. Okay. Dacă mai este ceva, chiar vă rog să-mi spuneți și poate să ține minte. Nu știu, să vă țineți răspunsurile le scrieți pe... Deci, dacă puteți să vă unificați răspunsurile, dacă, eu știu, cineva scrie, poate scrie un pic altfel sau poate atinge un alt aspect și Octavian un alt aspect, puteți să fie un răspuns unic, astfel încât să avem și răspunsuri la că în limba, nu există răspunsuri în limba engleză și în limba ebraică. Deci, ca să le avem noi, că suntem mai șmecheri. Păi da, da, da. Ar fi bine să stați cădeți de comun acord, dar nu acum. După aceea, ar fi bine, eu știu, o dată pe săptămână să spuneți, hai să luăm lecția 1. Răspunsurile de la lecția 1. Ce răspunsuri am dat? Cum am dat? Și atunci puteți să cădeți de comun acord și ele vor rămâne altora. Ele vor rămâne altora pentru că răspunsurile sunt foarte importante. Pentru că elevul, și mie mi s-a întâmplat, n-am știut spre ce direcție să dau răspuns și a trebuit să mă uit la răspunsul, să zicem, oficial și m-a ajutat foarte mult. Da? Deci, veți ajuta pe ceilalți. Ok. Eu am înțeles că sanscrita e printre singurele limbi care, când se rostește, afectează canalele. Nu numai. Orice limbă Acum, primele, nu știu dacă sunt... mantrele vin din sanscrită. Această mantră specifică vine, deci, direct din tibetană. Deci, probabil că ea funcționează poate la fel ca cea din sanscrită. Adică am înțeles că unele limbi sunt mai depărtate și altele de sanscrită, care e cea mai, nu știu, pură, cum e și latina la noi, din care se trage limba română. Așa am înțeles. Și limba aia, și limba ebraică e sfântă. Vechiul Testament. Nu, sfințenia, puritatea, noi o dăm. Acum, la origine, deci ele sunt spuse în sanscrită și bănuiesc că
gândiți-vă că marii maestri au spus atât de multe mantre, cum este și Jetsun Kapa, au simțit efectul acestora, deci își dau seama cât de importante sunt, dacă tibetanii ei n-au tradus. O să vedeți mai târziu. N-au tradus mantrele. Așa au rămas în limba sanscrită. Deci, mantra din Sutra Inimii nu este în tibetană. Nu? Este în sanscrită. Da. La fel și om are parte acum. Da? Om, nu știu. Nu știu. Întrebare bună, nu știu, trebuie să verific. Nu cred, nu știi de ce să spun că dar nu cred că ar fi în sanscrită, nu știu. Pentru că am văzut-o scrisă în tibetan. De aceea, nu știu să-ți răspund. Am văzut-o, n-am văzut-o în limba sanscrită, am văzut-o scrisă în limba tibetană. Pe tot felul de... Deci n-am, nu știu să spun. Mâine după ritualul de purificare până în plus, mai avem un timp în care putem să mai punem întrebări dacă este okay. Ceva... Deci voi puteți să ieși seama. Da. Nu? Sigur. Ele nu trebuiau puse acum adevărul. Vrea să fim în liniște, dar mă rog. Uite, că e cu gel. Vila plin și minte ghepadi Sanghe și dumite ulvarghi Drocun am dat și-n laciu parșoc Idam guru rana mandala kamiria tayami. Ok. Am trecut la rândul al doilea din, de acolo din cadru. Dar aș putea să-mi sporesc abilitățile de a preda teoriile, de a le clarifica și înțelesurile lor, de a le explica. Deci avem 1. A preda teoria, învățătura este ce? 2. Ce înseamnă a clarifica. Adică a ne perfecționa în arta dezbaterilor logice, argumentelor logice. Când începem să predăm Dharma, primul lucru care se întâmplă, oamenii pun întrebări. Și asta este bine, pentru că cu noi toți avem îndoieli. Nu cunosc învățăturile, de aceea vor să se lămurească. Ca să poată să practice în mod corespunzător. Deci, va trebui să fim capabili să-i ajutăm. Să-și clarifice îndoielile și neînțelegerile. Trebuie să învățăm arta logicii. Într-o dezbatere nu se începe niciodată din locul în care celălalt nu este de acord. Pentru că dacă nu e de acord, nu va putea urmări argumentele pe care le dăm. Și nici nu le va înțelege. De aceea, după cum am vorbit în cursul 4, trebuie să găsim un numitor comun unde sunt de acord cu noi, iar prin argumente logice să-i aducem în locul în care să accepte, de fapt, argumentul adus și putem ajuta în acest fel pe celălalt să înțeleagă ceea ce nu a înțeles și să spună, o, da, așa, aceasta este o concluzie logică la care nu m-am gândit. Deci oamenii trebuie să ajungă, da, uite, domnule, nu m-am gândit la asta. Când începeți să predați, întrebările vor veni. Oamenii vor avea încredere în voi. Uneori și greșim. Este posibil ca unii să nu poată să ne înțeleagă de la început. Este posibil. Dar cu timpul, abilitățile noastre de a preda vor crește. Deci, de aceea cerem Lamei să ne dea această abilitate de a preda dar. Abilitatea, după cum ați văzut, este reprezentată prin cartea Dharma, care stă pe floarea de lotus roz, pe care o ține Jetsun Kapa în mâna stângă. Cealaltă mână, de asemenea, ține un lotus roz.
un lotus roz în care, pe care se află o sabie în flăc. O sabie în flăc. Sabia este foarte ascuțită și în textele budiste se spune că este făcut din oțel special, din oțel ceresc. Ce este oțelul ceresc? Se spune că odată un meteorit a lovit pământul, temperatura exploziei și presiunile rezultate în urma impactului au fost atât de înalte încât a topit fierul și s-a creat un oțel special. Acesta este oțelul ceresc, aceasta este ideea. Se spune că este deosebit de dur și rezistent și pot fi făcute din el instrumente extrem de ascuțite. Interesant este faptul că unele diamante găsite în pământ s-au creat tot în urma impactului meteoriților cu suprafața pământului și cu adevărat, diamantele sunt instrumente perfecte de tăiat, ele pot tăia orice. Această sabie ascuțită înseamnă că poate tăia îndoielile oamenilor. Iar flacăra ei poate să mărească abilitatea voastră de a pătrunde mai adânc și de a le arde îndoielile și neîncrederea care îi împiedică să vadă clar. Acest lucru este foarte important în cultura non-budistă în care trăim. Asta nu înseamnă că oamenii trebuie să devină budiști, dar pentru ca să-i putem ajuta să iasă din suferință, trebuie să fim capabili de a le transmite concepția asupra karmei și a vacuității, a cauzei și a efectului, pentru că numai ea explică corect realitatea. Numai acestea explică corect realitatea. Trebuie să învățăm să vorbim cu ei pe aceeași limbă. Așa? Marii Lama sunt un exemplu de cum vorbesc ei cu oamenii pe propria limbă. Ei pot să vorbesc pe limba oamenilor de afaceri, vorbesc pe limba celor interesați de parteneriat, vorbesc altfel cu creștinii, altfel cu evreii și așa mai departe. Ei știu să se maleze în funcție de cine stă în fața lor. Deci nu este nevoie ca lumea să fie budistă. Dacă concepția lor asupra lumii este corectă, atunci vor ieși din suferință. Deci nu contează, nu trebuie să fim un budist. Dacă concepția lor, oriunde ar fi, în orice religie, este corectă, ei pot să iasă din suferință. Deoarece am crescut într-o societate, într-o anume societate, că suntem religioși sau nereligioși, am asimilat oricum un sistem de credințe în care am crescut. Deci nu contează. Sistemul de credințe le-am asimilat deja. Le-am preluat de la părinți, de la profesori, de la societate. Majoritatea acestor credințe, convingeri, nu le-am analizat, le-am primit. Nu le-am analizat. Și le-am acceptat așa cum sunt, pentru că așa ne-au spus părinții și societatea. Noi nu le-am supus testelor logice a seabei aprinse. Sunt adevărate sau sunt false? Uneori nici nu știm că avem asemenea credințe până când nu va veni cineva să ne provoace. Adică cineva care este complet diferit și vorbește diferit. În aceste cazuri, majoritatea oamenilor nu vor admite lucrurile care nu se încadrează în sistemul lor de credințe și le vor respinge din capul lor. Așa este. Dar cel care se află pe o cale spirituală va sta și va examina. Are rațiune? N-are rațiune? Flăcările din jurul săbiei înseamnă că trebuie să fim fermi, mai ales când întâlnim un întreg sistem de credințe, multe dintre ele fiind nefondate. De aceea trebuie să învățăm să îndrumăm oamenii în mod plăcut și logic. Să știm ce spunem, când spunem, cât de mult spunem și cui îi spunem. Să fim pregătiți să răspundem la întrebările lor. În continuare,
În meditație vom vizualiza mici sfere aurii care au în interior o floare de lotus roz, iar pe ea sabia aprinsă. Sabia cuprinsă de flăcări. Dacă ne vom dezvolta această abilitate tso a dezbaterilor, a argumentelor logice, atunci vom putea demonstra oamenilor continuitatea conștiinței dincolo de această viață, îi vom putea învăța despre vacuitate, despre legile karmice sau îi vom putea ajuta să-și rezolve problema cu care se confruntă din perspectiva karmei și a vacuității. Și asta poate să-i ușureze de greutățile cu care se confruntau, pentru că atunci când înțeleg, wow, deodată se luminează, povara cade de pe spatele lor. Sunt două căi în care putem ajuta oamenii. O cale exterioară, dialogul, a purta discuții logice cu ei. Mijloacele exterioare, în schimb, sunt întotdeauna slabe. A doua cale este calea supremă de a ajuta oamenii din interior. Este tso de a le explica învățătura celor cu prejudecăți și ignoranță. Tso este, așa se numește, a explica învățătura celor ignoranți și plin de prejudecăți. Da, a doua. A o cale de a-i ajuta din interior. Mai mult pe exemplu. Exemplu propriu. Din interior pot să fac un dialog, dar ceea ce am făcut acum este o muncă din interior. Este o muncă interioară și o cale supremă. Înveți să lucreze din interior. Adică e mai mult un limbaj non-verbal, nu? Da, adică noi oricum comunicăm și non-verbal. Da. Haideți să vedem că și eu m-am gândit la aceste aspecte. Dialogul este dialog. Nu prea face multe. Adică dialogul e la normal, fără învățătură. Adică da, când vorbești cu cineva, este deci, dialog cu cei ignoranți. Adică cei ignoranți. Cei care au prejudecăți, sistem de credințe. Dacă cu toții suntem ignoranți, asta nu înseamnă că suntem proști. Dacă ignoranța are conotația de prostie, nu. Din faptul că au alte concepții, da? Dialogul este slab. Dar nu face schimbări. Da? Oamenii pleacă acasă, nu schimbă nimic. Poate să fie foarte interesant. Dar au plecat acasă, au și uitat. Dar a doua cale este din interior. Deci deja când începem să mergem mai în profunzime și ei să meargă în profunzime cu... Deci, nu e numai dialog. Da. Da. Pentru că sunt convinsă că acum când ați meditat și ați făcut această muncă interioară, este cu totul alta și înțelegerile vor fi altele. Da? Deci nu e un dialog, este totuși o învățătură care merge în profunzime. Și vin pregătit să ascult, da. Și deși conectez, când e din interior, te conectezi cu omul și simți, adică, cum dai seama cum să vorbești, pe ce parte să... Schimbările, da. Ce fel de cuvinte să folosești, da. Din ce mediu vine omul ăla și tu simți din interior, parcă așa da. Înțeleg, nu? Da. O să fii și asta. Da, spune-o. Ce spui? Acesta este experiența noastră interioară. Da. Și înțelegeri este tot o muncă interioară. Deci a doua cale este, deci când eu vi s-au transmis învățăturile, da? Deja nu vi se transmit ca un dialog. Deja încep să se petreacă niște transformări interioare în înțelegerea și în percepția voastră. Asta este părerea mea. Da, spune-o. Da.
având în vedere că oamenii nu au existență de sine și că noi îi vedem așa ignoranți, în ce măsură putem noi să, pe măsură ce le explicăm, să ne gândim la semințele care ne fac să-i percepăm așa și să... Da, asta e alt aspect, da, asta e alt aspect, da, 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 da. Este un alt aspect, dar, dar ei se merge, deci, calea pe care îi ajuți pe cei care îi proiectezi. Deci, calea pe care îi ajuți e să repretezi Dharma. Da? Și atunci, prezându-le Dharma, da? Învățătura, și, da, să zicem învățătura. Da, da, învățătura. Da. Și ajutându-i să înțeleagă Dharma, de fapt ăsta este ajutorul din interior. Da. Da, ce spune ea, Adina? Asta, exact asta, okay. Că deci, sunt separate calea dialogului, calea supremă. De dacă e calea supremă, e Dharma predată, experimentată, trăită, înțeleasă. Da. Și va face o diferență. De când calea dialogului e fără experimentat. Da, 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 exact, exact. Pentru că învățătura... Da, învățătura, eu văd că atunci când mi se predă ceva, da? Învățătura. Chiar și când citesc, zic, încep să conștientizez, da? Deci fac o muncă interioară, deci conștientizările mele, înțelegerile se schimbă, deci nu sunt într-un dialog, da? Aud, ascult. Deci, da. E un pic cam greu să... Dar eu cred că asta este ideea. Eu am o problemă de foarte. Da. Care interioară de așa oameni. Poate în același timp să fie și un dialog și să fie și fără dialog? Sau... Tu ce spui? Eu zic că da, părerea mea. Da. Ok. Pentru că din ce am înțeles, adică... Poți să dai un exemplu? Da, el, adică din ce înțeleg eu, din felul care poate nu e așa, nu știu. Poate să fie niște cuvinte sau niște explicații sau niște chestii care de mișcă în interior și poate să fie altele doar la nivel rațional în care... care nu te mișcă în interior. Deci poate să fie o discuție care cumva înțelege raționalul, dar încă n-ai avut un simț anume, o apropiere față de acea experiență sau stare. Și poate să fie un singur cuvânt care, wow. Da, poate să se întâmple și asta. Da, da. Poate să nu se vorbească nimic. Da, da, poate să fie doar o, nu știu, o privire. Da. Poate să fie și astea. Dar am curios, părerea că munca din interior este, poate să fie, sunt diverse aspecte, poate să fie, dar... Poate să fie opus. Eu zic că munca din interior, calea din interior este schimbarea de concepția asupra vieții. Concepția asupra vieții. Deja îmi schimb încet, încet perspectiva de cum, cum este realitatea. Toată lumea s-a întrebat, dar ce înseamnă realitatea? De ce realitatea mea e așa și altora altfel? Da? Deci e o schimbare interioară a modului de a percepe realitatea, de a înțelege realitatea, de a înțelege viața mea, care este mai, cu mult mai profundă decât un dialog. Într-un dialog se pot transmite informații care pot să aibă efect sau nu pot să aibă efect. După cum este karma celui care o percepe, pentru că uitați-vă că sunt anumite fraze care pot eu spun, wow, pentru ea deja au făcut schimbări de da, nu schimbări așa, schimbări profunde, adică de în înțelegerea mea. Asta zic că ar fi poate să fie vorba de înțelegere intelectuală și cea de-a doua să fie însoțită și de emoții? Poate să fie și asta. N-am idee. Puteți să vă gândiți să le luați în... gândiți-vă, reflectați asupra acestor două lucruri. Pentru că Lama întotdeauna, la Kenrin Puce, spunea, stai pe pernă și reflecte asupra lucrurilor care te nedumirezi. Hai să luăm dialogul, poate ca subiect de meditație. Ia să vedem, dialogul. Ce înseamnă dialog? Hai că, uite, iau un exemplu. Vorbesc cu Octavian. Ce înseamnă dialog? Poate îi transmit una sau alta. El poate să... Deci trebuie să reflectați, da. Sunt bune întrebările, pentru că
ca să putem să aprofundăm înțelegerea și de ce au făcut ei. Nu este clasificarea mea, este acestor maestri. Ok. Și există o cale și mai profundă, aceea de a lucra asupra ignoranței noastre și de a ne elimina neînțelegerea, este înțelepciunea pe care o cerem lamei. Și la asta trebuie să vă gândiți și să ne gândim împreună. Este înțelepciunea de la lama. În capitolul 6 despre răbdare, maestru Shantideva ne spune că există trei concepții asupra lumii. Prima concepție asupra lumii, lucrurile se petrec întâmplător. Voi cita din cartea lui Geshe-la, Diamond Cutter. Lucrurile vin din nimic, așa este să-l exprim. Totul este întâmplător, nu există logică sau modele despre cum și în ce fel se petrec lucrurile. Aceasta este abordarea științifică a Big Bang-ului. Totul se întâmplă ca rezultat din altceva. Metoda științifică depinde de consistența cauzei și a efectului. Excepție fac lucrurile importante, cum ar fi începutul tuturor lucrurilor care tocmai au apărut din nimic. Tu ești aici pentru că ceva a explodat cu mult, mult timp în urmă. Electronii au lovit alți electroni, formând atomii, s-au reunit în molecule, suficiente pentru a forma un gaz pe care alte particule, oricare ar fi numele lor, le-au lovit, dând naștere materie și din care o bucățică devine soarele și un punct devine pământul. Marea este creată, o făptură se tărește afară, pierzându-și câteva picioare, iar acolo undeva se întâmplă să apară bunica și bunicul și totul este doar o întâmplare. Așa a scris Geshe-la. A doua concepție. Și uitați-vă în jurul nostru cu tot. Dacă auziți oamenii cum vorbesc, întâmplător, ce noroc. Și eu mai exprim, ce noroc am avut. Da, felul în care se exprimă oamenii spune foarte multe despre concepția lumea. Da, da, da. Și se poate deduce asta foarte ușor, doar ascultând-o. Da, da. A doua concepție, că există o forță superioară care conduce lumea. Că El este milostiv și plin de compasiune, dar cumva îi face pe oameni să sufere. Lucru care nu are sens. A treia concepție. Care este sigura logică. Ne spune că există o cauză pentru tot. Rolul nostru este de a descoperi această cauzalitate, de a o înțelege și apoi să trăim conform acestei. Bineînțeles că ceea ce facem, fiți atenți, asta e distractiv, ceea ce facem este să alegem pe concepția care este cea mai convenabilă pentru noi. Când lucrurile merg bine, spunem, am acționat corect, credem că eu am făcut asta, eu am plantat semințele și culeg rezultatul. Da, acest lucru este adevărat conform legilor karmice. Dar când lucrurile nu merg bine, altcineva este de vină, nu eu. Odată ce am înțeles logic, trebuie să trăim în mod consecvent conform acestei concepții și nu este ușor. De aceea trebuie să învățăm mult, să practicăm contemplarea și meditația, astfel încât să putem trăi în conformitate cu ceea ce ne spune logica noastră. Ok. În rândul 2 din text
scrie, înțelesurile lor de... cum scrie? Înțelesurile lor de a le explica. Aici am greșit eu. Înțelesurile lor de a le explica. Ok. Acest lucru înseamnă să putem scrie. Deci am vorbit despre abilitățile de a preda teoriile, da? De a le clarifica, am vorbit, și acum înțelesurile lor de a le, de a le explica. Asta înseamnă să putem să scriem, și acum să fiți atenți, să putem să scriem și să putem comenta material. În limba tibetană se spune tsom, ceea ce înseamnă a scrie, a compune, a comenta sau a scrie comentarii. Tsom. Tsom. M, da. Deci după ce ne-am dezvoltat abilitățile anterioare de a preda, de dezbatere, de a argumenta, va veni vremea când vom scrie comentarii asupra textelor. Ce înseamnă să scriem un comentariu despre Dharma? După cum știm, nu este nevoie să îmbunătățim Dharma, pentru că Buddha ne-a dat Dharma perfect. Tot ceea ce transmite o ființă iluminată este perfect. Scopul comentariilor este de a da învățătură oamenilor în funcție de circumstanțele lor. El este destinat diferitelor nivele la care sunt oameni. Și voi știți asta. Și mai mult știm că textele sunt atât de compacte în înțelepciunea lor, încât nu le putem înțelege. Avem nevoie de cineva care să ne explice despre ce e vorba, care este sensul cuvintelor. Asta o să vedeți în cursul 6, când ni se explică sensul sutrei Diamond Cut. Ok, pentru a scrie un comentariu bun despre Dharma ar trebui A. Să predăm Dharma. B. Să fim capabili să răspundem la întrebările care apar. În zilele noastre există numeroase cărți de Dharma. Cele mai multe dintre ele se încadrează în două mari categorii. Două mari categorii. Cărți scrise de profesori care au cunoștințe vaste, cunoștințe tehnice. În majoritatea cazurilor sunt greu de citit, sunt academice. Și nu ating neapărat viețile noastre personale. Nu ating neapărat. Da, da. Ele nu sunt aplicabile în practica noastră. Dar asta nu înseamnă că nu sunt importante, dar nu sunt nici pentru publicul larg. Deci este o categorie foarte de cărți academice. Inaccesibile, da. A doua categorie, cărți scrise de cei care au mers în direcția opusă. În ce sens? Au simplificat Dharma. Prea mult. Au preluat o idee de aici, alta de acolo, le-au combinat cu Dharma, psihoterapia și așa mai departe. Dar și pentru ele, și pentru aceste cărți există loc. În mare parte, acești oameni au inclus părți foarte importante ale învățăturii. Ori că nu le cunosc, ori că nu le-au înțeles deloc. Cărțile sunt prea simpliste și ne dau sentimentul de ceva incomplet. Deci nu trebuie să ne alăturăm acestui grup. Așa se spune. Deci astea sunt cele două categorii, cam ar fi la extreme, da? Astea academice, astea prea simpliste, care doar iau de colo, de aici, de colo, ideile budiste. Și există categoria de mijloc, în care aproape că nu există nicio carte. Dacă nu există cărți în categoria de mijloc. Dacă ajungeți la nivelul potrivit,
sunteți invitați să contribuiți în acest domeniu. În primul rând, trebuie învățate bine textele, mai ales scripturile tibetane, care oferă din abundență detalii și prezentări ale Dharma. Ele cuprind asemenea toată teoria dezbaterilor expusă într-o formă didactică, teorii pe care le-au dezvoltat tibetanii. Ele se referă la problemele grele ridicate de întrebările lui Kacik. Știți cine este Kacik? Cel care pune, anonimul care pune întrebări. Care sunt incorrecte sau... Mai puțin, da. Care de fapt sunt întrebările pe care noi le punem. Noi suntem Kacik. Ok. Deci Kacik ridică întrebarea, iar pe baza ei oponentul aduce argumente logice. Nu uitați că sutrele lui Buddha au fost scrise pe baza întrebărilor discipolilor, care s-au ridicat din puterea lui Buddha să pună întrebări. Sutra inimii. Sutra inimii și dai mâncată. Scuzați-mă, o să vorbesc încă o dată. Dai mâncată. Eu spun dai mâncată pentru că nu vreau să disprețuiesc și să pun la îndoială titlul de șlefuitorul de diamant. Este perfect? Este perfect. Gheșe Lada că a dat a semnat că este. Așa, e, așa trebuie să fie, pentru că uitați-vă că ajunge la un număr de mare de persoane. Și pe de altă parte, de ce se potrivește când citesc pe Facebook salut șlefuitorilor? O să vorbim în cursul 6 care ar fi, să zicem, titlul, care ar fi trebuit să fie titlul acestei cărți. Dar nu mă folosesc de traducerea șlefuitorul de diamant, nu că desconsider, dar vreau să vă dau titlul exact. Voi continuați șlefuitorul de diamant. V-ați înțeles? Nu disprețuiesc și nu iau... Da? Okay. Totul e perfect. Sunt calea de mijloc. Da, ok, nu contează. Cartea este perfectă. Ok, a ajuns la nenumărate persoane și au făcut schimbări și cine sunt eu ca să pot să vin să comentez? Eu sunt cea de jos. Înțelepciunea vine de sus. Ok. Ok. Deci, pentru a scrie un comentariu care pe de o parte a luat în considerare bogăția învățăturilor ce ni le oferă textele existente și pe de altă parte este și aplicabil în viața zilnică a oamenilor, trebuie să stăpânim atât arta predării cât și arta polemicii. În plus, față de asta, va trebui să cunoaștem publicul la care ne adresăm și să fim determinați de a aduce binecuvântare acestuia. Și nu pentru a ne glorifica numele, ci pentru a ajuta acest public. Acesta este Tsom. Da? Acesta este Tsom. Acesta este înțelesul de a-și putea să-mi sporesc abilitățile, de a preda teoriile, de a clarifica și înțelesurile lor, de a le explica. A explica înțelesurile acestor învățături. Nu de a veni cu învățături noi, ci a le explica, a le face accesibile celorlalți. Deci, aici îl rugăm pe Lama să ne dea această abilitate, Tsong, de a putea scrie cărți despre Dharma care să fie semnificative și utile. Ați înțeles acum? Diamond Cutter! Lama vorbește despre Diamond Cutter al lui Geshe Lama, care aduce Dharma viața oamenilor într-o formă simplă, plăcută, fără a omite principalul. Și după cum vedem, Geshe la continuă să răspândească Dharma în forma cea mai plăcută, simplă, plină de umor, plină de veselie. Oamenii se bucură, oamenii pleacă mulțumiți. Geshe la a plantat acolo semințele și schimbările se produc. Să fiți profund recunoscători lui Ken Rinpoche, pentru că noi nu-l cunoaștem pe Ken Rinpoche pentru ceea ce a făcut pentru noi.
Henri Rinpoche a învățat de la Trigean Rinpoche. Trigean Rinpoche a notat fiecare cuvânt al lui Pabonga Rinpoche, a maestrului său. Fiecare cuvânt. Datorită lui Trigean Rinpoche avem aceste învățături, datorită faptului că și-a notat tot. Ok, facem o meditație. Cred că suntem în întârziere. Hai să vedem. Meditația durează jumătate de oră. Acum este ora de prânz. O facem acum sau o facem după ce mâncăm și ne odihnim? Este ultima lungă. Dacă e ultima meditație, după ce mâncăm. Dacă e ultima. Cum doriți? Eu? Este ultima lungă. Cealaltă este așa un sfert de oră. Nu mai sunt așa lungi. Un sfert de oră? Nu cred că mai sunt. Cum vreți. Nu. Deci mergem conform programului și atunci la lecția care ar veni după prânz, lecția 14, facem meditația înainte. Da. Și sunteți odihniți și atunci... Ok. Sashi puki jokshin metok tram Rirab lingshin inde genpadi Sangye shingdu mikte uluargi Droku namdak shingla chupar shok Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Dar dacă cumva terminăm mai repede la masă,